Severinenii sunt așteptați cu mic, cu mare la teatru. Pe data de 5 mai va avea loc piesa de teatru Caragiale e de vină. Din distribuție fac parte actori foarte tineri, printre care și severineanul Robert Poiană. După 2 ani de pandemie, activitățile culturale încep să revină la normalitate, iar de ceva timp activitatea teatrului Teodor Costescu a fost reluată. Astfel, pe data de 5 mai, severinenii sunt așteptați la o piesă de teatru spumoasă și anume Caragiale e de vină, din a cărei distribuție fac parte actori tineri. Teatrul Vasilache din București ne aduce nouă severinenilor o nouă piesă de teatru. Se numește Caragiale este de vină, în regia lui Mihai Lungeanu. Din distribuție fac parte actori foarte tineri ai Teatrului Românesc, printre care și un actor din Drobeta Turnul Severin, Robert Poiană, dar de asemenea actori ca Sabina Mâtrea sau Virginia Vasilache. Din distribuția piesei de teatru face parte și un actor din Drobeta Turnul Severin, Robert Poiană, care este extrem de încântat că va juca acasă pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu. Tot și eu un mehedințul meu, ca să zic așa, vin acasă, joc acasă după atâta timp. Vin cu drag acasă. Spectacolul se numește Caragiale e de vină și, după cum spune titlul, căutăm să dăm vina pe cineva pentru situația de acum sau pentru ceea ce am devenit sau pentru ceea ce am fost întotdeauna. Spectacolul e un fel de oglindă, e o comedie, e plină de satiră, e plină de umor, cu multe trimiteri din ziua noastră sau din societatea modernă, dar și din scrierile lui Caragiale, ca să zic așa. Îi aștept cu mare drag la spectacol, îi aștept pentru o seară frumoasă, o seară de teatru, să schimbăm idei, să schimbăm energie, pentru o seară frumoasă. Piesa de teatru va avea loc în sala mare a Palatului Culturii la ora 19. Pentru cei interesați, biletele pot fi achiziționate de la agenția teatrală a Palatului Culturii Teodor Costescu, dar și de pe iabilet.ro. Prețul unui bilet este de 50 de lei, dar pensionarii, elevii și studenții beneficiază de reducere, putând veni 2 persoane pe un singur bilet. Așadar, pe 5 mai, severinenii sunt așteptați la Teatrul de Comedie.